Aici avem motorul. Sus mai avem un girofar, tot așa pentru intervenții să fim vizibili. Untru avem scaunul pe perne. Astăzi avem la prezentare un Pajero cu CST-uri pe 33. În partea de față avem un troliu de la Power Winch, scutul original de fabrică, și avem un mic LED bar. Avem roțile CST-uri pe 33 cu distanțiere și cu jantele originale 33, 11,5 R15. Avem un snorkel și bineînțeles stația să putem comunica între noi. Mașina nu are body lift, este original. Pe spate este înalțată cu arcuri Iron Man de 5 cm. Iar pe față, din bările de torsiune. Înăuntru avem scaunul pe perne. Bordul focalizează. Avem suspensia electrică care se poate pune fie pe sport, care e mai tare, normal, și să fie ridicat un pic și molcuță. Kilometri reali și originali 163.000. Avem o navigație, bineînțeles aer condiționat, instrumentarul de bord și boost-ul de la turbina. Avem aici și pentru intervenții un girofar. Avem blocantul original de fabrică. Și aici sistemul 4x4 Super Selectru 2H4H, 4H LC și 4LLC. Bineînțeles avem și stația de emisie recepție. De sus mai avem un girofar, tot așa pentru intervenții să fim vizibili. Aici avem motorul de 2.5. Aici aș lăsa deschis asta. Aici este boost-ul de la turbina. Și acum vă fac turul mașinii. Cam așa arată un Pajero cu ros pe 33. Un picuț aici la bară a trebuit să taie din ea, că freca, în rest nu freacă nicăieri. Cel puțin la asta cu suspensie electrică. Așa arată mașinuța. La noi în grup de mult timp, vreo câțiva ani, m-așa mai schimbat din proprietate.